fost tu pleci. Da, da, nu, așa, asta e, asta e partea a doua, pe etic, ce vreau să discut. Da. Odată asta cu clinica bucureșteană care a anunțat, că iar aș fi curioasă, unu, dacă sarcina a evoluat, și doi, ce o să... Măi, cum o să evolueze? La câte săptămâni se va naște acel copil? La câte săptămâni de sarcină? Că ești... Pe măsură ce experiența, condițiile de cultivare și toate astea cresc, ai mult mai multă siguranță în reușita procedurii și, evident, tind să pui mai puține embrioni. În momentul în care ești, cum să spun, nesigur de ce se întâmplă acolo, ai tendința să pui cât mai multe embrioni pentru a rămâne ceva. Din păcate, problema asta este dublă. Deci este și din partea unor medici care vor să aibă rate de succes cât mai mari, și este și din partea pacienților care vor să obțină sarcina, pentru că, pe de o parte, medicii trebuie să supraviețuiască și ei în clinica respectivă și clinica să nu dea faliment, iar pacienții trebuie să obțină și ei un rezultat pentru banii pe care i-au plătit din buzunarul propriu. Da, da, și atunci, din păcate, din convergența acestor factori rezultă multe drame pe care oamenii nu le conștientizează. Iar, cum să vă spun eu... Da, da, medicul le conștientizează a priori și rolul lui...